Locul 3 din Constanța, dracu Costel. Hai Costel, haide. Domnul Costel, să știți că ne-a ajutat aici în organizare foarte mult. Tot ce ați văzut în prejmuire aici, datorită domnului Costel am avut-o, ceea ce ne-a ușurat foarte mult munca și a fost extrem de util. Pe locul 2, Gheorghe Marian, Dacia Sport. Și pe aceeași Dacia Sport din București, cine altul? Nițu Eduard. Domne, mai puțin pilos, dar bun. Unu și unu. Au scos untul din mașinile istorice. Bravo, băieții, mulțumim! De unde vinte? N-ați dus sus, de unde este? Lasă că le iau de la bon. Continuăm cu grupa modificate. Pe locul 3 a fost o luptă pe viață și pe moarte. Mihai Alexandrescu. Locul 3 grupa modificată, vă reamintim. După părerea mea, acest podium la grupa modificate, oricare dintre cei trei ar fi putut să fie pe locul 1. Deci lupta a fost extrem, extrem de strânsă. Pe locul 2, Billy Bock, Songor Gheza. Și locul 1, Fasola Costel. Bravo, Costele! Da, mare realizare, Costel, mare realizare pentru toți trei. A fost foarte bun și foarte tare. Felicitări! Continuăm cu grupa femina, pe locul 3, Ramona Irinel Punescu. Ramona, trebuie să vă apucați și de tenis de masă. Aveți acolo de la Decathlon cu ce să vă jucați. Frumos, lasă până. Da? Frumos. Așa, când plecați pe la munte, pe undeva. Da? Bun. Bun. Continuăm cu locul 2. Natalie Hanna din Cluj. Și locul 1, cine să fie? Angela Mondoca din București. Deci vă apucați de tenis de masă, da? Poze, se filmează, zâmbete, așa, ia uite ce bine se pozează, foarte bine, foarte bine, un podium frumos, superb. Continuăm cu echipele, avem trei echipe care vor urca astăzi pe podium. Pe locul 3, GT Auto Club, parcă am auzit de echipa asta. Nu știu de unde mi-e cunoscută.
Păi hai! Dar am drăznit, bă, și de la ce te... Cu cine se mănați la șase fioși? Cu ăsta care a înființat echipa? Unde-ți bate ăsta? Hai la GT! Nu contează! Haideți mai sus acolo. Da, Edi, Edi, du-te acolo, lasă țigara. Păi nu că a, ești cu, da, am înțeles. Da. Bun. Pe locul 2, Old Car Garage. Yes. Din Constanța. Yellow Team. Susținătorii și... Asta trebuie să o trimite la garaj. Musa aici. Asta putem cum am trebuit. Și locul întâi, MCN Racing Brăila. Domnul Costel, te-ai obișnuit pe locul 1? Felicitări echipele, felicitări băieții. Continuăm cu clasamentul general. Atenție, dar atenție. În clasamentul general, pe locul 3 s-a clasat Mihai Alexandrescu. Sticlele mari de șampanie. La clasamentul open. Da? Sticlele mari. Vedeți cum ridica șampania, că e mai grea, domnul Mihai. Pe locul 2, Billy Bobson Gorgheza. Și locul întâi, Costel Fasola. Primii trei clasați în clasamentul general. Doar primii trei să încăză. Al patrulea acasă. E de preferat să vină locul 4 pe locul 3. Atunci stăm de vorbă. Până atunci... Continuăm cu clasamentul părții a doua a concursului de slalom paralel. Ați văzut cu toții că cei care au ajuns să se claseze pe primele trei locuri sunt cei care au trebuit să reziste de la începutul acestei părți a doua a concursului până în final. Așadar, ei au luptat foarte mult și dacă în prima parte a concursului a fost mai greu, în cea de-a doua aceasta de slalom paralel, lupta a fost mult mai puternică. Felicitări, începem cu Mihai Alexandrescu, locul 3. Domnul Mihai, o să aveți gabarit de pășit cu... Cu atâta șampanie e greu. Aveți grijă să nu lăsați în soare, că poate să explodeze. Pe locul 2, Fasola Costel. Și locul întâi, Billy Bobson Gorgheza. Cred că sunteți de acord cu mine că a fost cea mai spectaculoasă luptă aceasta la slalom paralel. Tot așa, cum am spus și mai devreme, locurile acestea oricând puteau fi schimbate între ei. Eu v-aș propune să urcați toți trei pe locul întâi.
Ați fost foarte bun cu toții! Felicitări! Și mai avem o ultimă premieră de făcut. Știți că întotdeauna obișnuim să dăm un premiu special pentru cel mai bun timp al zilei. Astăzi cel mai bun timp al zilei l-a avut Fasola Costel! Mingea, nu-i voie mă! Aveți o cupă așa un pic mai mare. Costele, mai dat, gata. Vinte, face toți banii. Ia zi ce ai făcut. Bă, ce bine stă, mă, Costele. Eu vreau să vă mulțumesc foarte mult pentru tot ceea ce ați făcut și ați demonstrat astăzi. O să vă rog în continuare să rămâneți pentru o poză de grup. Toți cei prezenți, vă rog să veniți aici lângă noi să... și să mai rămâne cineva să facă și poze totuși. Personal vă mulțumesc încă o dată, să ne vedem cu bine. Urmează să vă anunț pe site-ul nostru care unde se va ține următoarea etapă. Ia amândouă, că ai câștigat două. Nu, tu mai iau. Asta nu se iau. Hai, menită. Așa, așa, hai, du-te la poză. Da. Așa, cu bere. Hai, mă, la mă. Hai, bine, unde vreți? On point, on point! Așa, așa! Da? Mă aveți timp? Măi, din sus! Hai! Băi, Costele, pentru ce faci, bă? Ia copa cea mare! Uite banii, un să duc! Uite, Romeo! Uite banii, un să duc! Romeo, hai din loc, place, măi! Haide, mâinile sus! Uite, unde pe sus, eu cel mă! Stai, încă poză! Vreau la metro rușie! Alex, încă poză! De cele mai multe ori eu pozele astea nu le primesc. Poate mi-e trimite și el. Da, da, da. 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 Vă mulțumesc încă o dată. Apoi Costel, să fie mașină mai încăpătoare. Nu-i vor baga ceva așa mai... Nu, e morcă direct. Dăm la prima, tu ai vor baga și pentru... Să pui bune cupele pe mașină. Așa, da.